Vă salut cu drag, prieteni! Iată că avem privilegiu să fim din nou la o nouă ocazie de studiu, de studiu al Cuvântului lui Dumnezeu. Ne găsim la studiu numărul 3, studiem istoria biblică, descoperită în cele două cărți profetice ale Vechiului Testament, cartea Ezra și cartea Neemia. Astăzi la studiu 3 spun bun venit lui Marius, mulțumesc. Sergiu și Pavel și haideți ca împreună să descoperim noutățile pe care ne oferă studiul acesta. Studiul numărul 3 poartă titlul Chemarea lui Dumnezeu. O primă întrebare ar fi aceasta. Dumnezeu a chemat de-a lungul istoriei oameni, da? Diferiți oameni pentru împlinirea planurilor Lui. Și studiul ne sugerează ideea că Dumnezeu, înainte de a chema pe cineva, îl pregătește. În ce sens pregătește Dumnezeu pe cineva? Cum? Eu cred că este vorba de un moment de întâlnire. Poate nu neapărat în forma aceasta directă, la nivelul conștiinței, la nivelul anumitor evenimente, și la un moment de responsabilizare. Eu te-am adus pe tine în acest loc ca să faci ceva. Puterea pe care o ai, tu o poți folosi în mod pozitiv sau în mod negativ. Așa văd. Eu aici, la capitolul chemare și pregătire, aș vrea să vă spun că văd pregătirea aceasta în cel puțin două, trei aspecte. Unul este o pregătire în ce privește înțelepciunea culturii, da, respective. Să nu uităm că scriitorul cu cele mai multe cărți din Vechiul Testament, Moise, studiase și înțelegea gândirea Egiptului, care era cultura vremii, iar Pavel studiase cultura greacă și iarăși avea o înțelegere. O pregătire, să spunem, academică sau, în termenii de atunci, înțelegerea culturii vremii. În al doilea rând, văd o pregătire în domeniul spiritual, da? Despre Domnul Hristos știm că El a înțeles Scriptura și mama Lui a fost o profesoară bună. Și în al treilea rând, mai văd o pregătire a suferinței. Da? Oamenii mari al lui Dumnezeu au fost oameni care au trecut prin suferință. Să ne gândim Moise după aceea 40 de ani în pustie, încă 40 de ani. Și cred că pregătirea pentru chemare implică aceste trei elemente. Da. Când Dumnezeu are un proiect, un plan pe care vrea să-l aducă la îndeplinire, să-l implementeze, El are și niște criterii după care cheamă pe cineva. Da? Care credeți că sunt acestea? Și de ce îl cheamă Dumnezeu, spre exemplu, pe Ezra? De ce îl cheamă pe Neemia? După ce criterii alege Dumnezeu pe cineva să se slujească de El, să se folosească de El, să-L cheme în parteneriat cu El la împlinirea planurilor Lui? Ezra a fost cel care s-a preocupat foarte mult pentru soarta poporului său. El și-a pus inima ca să înțeleagă bine ce așteaptă Dumnezeu de la el și în relație cu poporul său. Și fiind un cărturar iscusit, era ca un lider natural, el a putut ca să împlinească acele condiții pe care Dumnezeu le aștepta de la un om care să facă lucrarea aceasta la timpul care a sosit. Acum, mie îmi place că autorul lecțiunii vede și partea asta imprevizibilă a chemării. Adică, într-adevăr, Dumnezeu cheamă bărbați și femei după anumite criterii, dar să nu înțelegem că aceste criterii îl limitează pe Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu a chemat pe cineva sau, cum se spune în cazul poporului Israel, a fost o alegere prin har, adică fără ca ei să merite această chemare din partea lui Dumnezeu. Și atunci, mi-a plăcut o declarație, Dumnezeu nu are nevoie de oameni deștepți, de cei care nu sunt deștepți cu atât mai puțin, ci Dumnezeu are nevoie de oameni consacrați și de oameni care se lasă modelați de El. Și aici vedem mai târziu chemarea ucenicilor. Dar ce criterii a avut Iisus când a chemat pe cei 12? Cam ies chemările acestea din tiparele noastre. Și mai e ceva. Oamenii aceștia au iubit cu toată puterea ființei lor poporul lui Dumnezeu. Poporul era într-o situație
disperată, nu era format, era un popor împrăștiat, era un popor aflat într-o criză de identitate. Și oamenii aceștia au spus, noi nu suntem aceștia. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi suntem poporul lui Dumnezeu, noi merităm să avem cetatea zidită, să avem templul așezat, să avem porți. Poarta aceasta ne face de ocară pentru lume, Ierusalimul. Și oamenii aceștia s-au gândit, Neemia de exemplu, și chiar și Ezra. Ezra avea o poziție bine în diaspora, fiind preot. Lui era bine să fie preot pentru că toți veneau la el. La Ierusalim nu era nimic, nu era nimic organizat, iar Neemia era paharnic. O ducea foarte bine acolo unde era în Susa. Și el lasă totul, ba din contră merge într-o zonă unde este pericol, el cu arma în mână lucrează în fața unei împotriviri atroce. Se fac fel de fel de comploturi și împotriva lui Ezra și împotriva lui Neemia. De ce fac ei această lucrare? Pentru că iubesc poporul. Da. Am văzut că au fost chemați trei mari lideri și am tot pomenit numele lor în ce privește planul lui Dumnezeu de a reconstrui templul și Ierusalimul după terminarea robiei. Și aceștia au fost, așa cum am punctat până acum, Zorobabel, Ezra și Neemia. Și în același timp au fost date trei decrete, Cirus, Darius și Artaxerse. De ce credeți că acum au loc aceste acțiuni? Dumnezeu cheamă trei oameni și trei împărați persani dau trei decrete pentru zidirea din nou Ierusalimului. Care era motorul care l-a determinat pe Dumnezeu ca în momentul acesta să cheme acești oameni? Primul text din studiul nostru ne spune că Dumnezeu în același timp a pregătit și inima acestor împărați. Deci în tabăra, să spunem, care nu era a lui în lumea aceasta, a pregătit pe împărați, iar în tabăra poporului său a pregătit pe acești oameni, pe acești lideri, în același timp, pentru că sosise timpul, era profetizat prin Ieremia cât să dureze robia. Și atunci când în planul lui Dumnezeu sosește timpul pentru împlinirea unei profeții, el pregătește și oamenii care să aducă la îndeplinire acest plan. Acum, vedem aici că autorul vorbește despre o sincronizare profetică. De ce? Într-un fel, decretele, să nu uităm că au fost și mai multe ocazii în care evreii au fost duși în robie, da? Și, în sens logic, au fost și mai multe ocazii în care au putut să se întoarcă. Dar, într-un fel, se termină cele 70 de săptămâni de robie și Dumnezeu, aici conectăm cu darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului, 457, conectăm cu asta o nouă ocazie de har, în acest caz de libertate, de libertate mai târziu au avut și ei războaiele lor, dar a fost o ocazie de har pentru mântuire, nu de 70 de ani, ci de 70 de săptămâni profetice, da? 490 de ani în care ei au putut să-L cunoască și să-L primească mai târziu pe Mesia. Ar fi putut să întâmple asta. Și poruncile astea, într-un fel, marchează sfârșitul celor 70 și începerea celor 7x7. Dacă îmi permiți, îmi place... Marius, un pic, avem pregătit două imagini, ca să înțeleagă cei ce ne urmăresc aceste segmente profetice, le avem acolo. Deci, haideți să ne uităm pe imaginea respectivă. Ce este foarte interesant în imagine, se rezumă un pic cronologia din Ezra plus Neemia cu profeția din Daniel, capitolul 9 și apoi capitolul 8. Pentru noi, ca și adventiști, de ce este foarte important anul 457? Pentru că anul acesta e confirmat de istoria Mântuitorului, da? Se pot face calcule în Evanghelia după Luca și se descoperă exact anul în care a fost botezat Iisus. Și lucrurile se potrivesc la milimetru, adică în toamna anului 27, Domnul Hristos a fost botezat exact când profeția spunea că începe ultima săptămână, adică ultimii 7 ani din cei 490, da? Până la Mesia unsul,
zice profeția. Și în anul 27, Hristos, prin botez și revărsarea Duhului Sfânt, își începe activitatea publică și este uns cu Duhul Sfânt. După aceea, la jumătatea săptămânii, după 3 ani și jumătate, va face să înceteze jertfa și se împlinește prin moarte și încetarea sacrificiului din sanctuar. Și apoi, în anul 34, iar se poate calcula pe baza ceea ce spune Pavel, vorbește el cât a fost, pe unde a fost, și în anul 34 se întâmplă două evenimente. Moare Ștefan, ultimul profet vechi testamental și primul martir creștin, și este chemat Pavel ca să predice Evanghelia neamurilor. Mai puțin. Te rog. În studiul de marți aș vrea să adaug o clarificare pe care o face foarte bine fratele Lăiu cu privire la cuvântul hotărât. Aici se vorbește bine și are argument, numai că fratele Lăiu pune un demers, să zic așa, gramatical. El spune cuvântul hotărât tăiat. Este un termen care în sensul lui original, în sensul lui literal, înseamnă tăiat. Adică au fost 70 de săptămâni tăiate din ce? Și aici vede legătura cu Daniel capitolul 8. Și am putea pune a doua imagine, pentru că în imaginea respectivă avem... Da, da. Exact, deci, tăiate din ce? Și din este cele 2300. Tăiate din ceva, pentru ce? Pentru că propunerea, hotărârea, dorința lui Daniel era în ceea ce privește situația poporului Israel. Iar profeția aceasta foarte mare, care îl face pe el să plângă, el înțelege că este ceva imens. Cum adică atâta timp? El își dă seama că ceva se întâmplă. Nu cumva, Doamne, Tu n-ai răspuns pentru ceea ce mă frământă pe mine. Și în acest sens, cuvântul acesta, 490 de ani au fost tăiați, hotărâți. Hotărât este mai degrabă tradus pe filiera aceasta a oamenilor care n-au înțeles sensul original, având în vedere că este un termen, nu mă pricep la ebraică, dar termenul este un pic neclar. Și fiind neclar, i-au spus, înseamnă că au fost hotărâți de Dumnezeu. Nu, nu, sensul lui original, tăiat, acesta este. Tăiat din profeția mare, la care Daniel nu înțelege. Și când vine în Daniel capitolul 9, acum el înțelege. Da, aici ne observăm că există o legătură foarte strânsă între capitolul 9 și capitolul 8 din Daniel. În ce sens? Daniel se termină capitolul 8 cu ideea asta că el nu înțelegea profeția, dar nu toată profeția, el nu înțelegea partea asta de ani, de timp, până când, Doamne, da? Și în capitolul 9 vine îngerul și spune, am venit ca să înțelege exact tocmai profeția pe care el nu o înțelesese. Și acum îi spune. Da. Și mai este o nuanță foarte interesantă. În timp ce noi folosim pluralul, au fost hotărâte sau au fost tăiate, Daniel forțează într-un fel gramatica în care el scrie, pentru că el folosește singularul, în sensul de 70 de săptămâni a fost tăiat. Pentru că el înțelegea cele 70 de săptămâni ca o perioadă de 70 de săptămâni, ca un întreg. Da. Nelu, dacă aș vrea să precizez ceva cu privire la sincronizare, înainte ca să discutăm, îmi place studiul de luni, numit sincronizare profetică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că agenda umană este aceeași cu agenda divină. Și chiar se observă, pentru că dacă până acum, de exemplu, asirienii și babilonienii au făcut, pe unde mergeau, făceau dezastru. Cir schimbă foaia. El se poartă frumos. El respectă Dumnezeul fiecărei popor care este sub domnia lui. Ba din contră, el ca agent politic se pune ca un fel de om care crede. Așa se face că acum, când vorbește cu evreii, el spune, eu vă înțeleg și eu cred în Dumnezeul vostru. Când vorbește cu babilonienii, el spune Marduk, în sensul de Zeus, zeul tuturor, și, de exemplu, reclădește Babilonul, când putea să-l lase în ruine, și chiar face. Pe cel care este Cresus, parcă, regele Lidiei, pe care îl ia prizonier, îl eliberează și devine sfetnicul lui. Această paradigma lui Cirus este preluată de toți. Ei se poartă frumos, și apoi chiar de Alexandru cel Mare și de romani. Ori aici văd eu felul în care Dumnezeu pregătește. Ba mai mult decât atât, El dă, și nu numai El, sunt trei împărați
care dau decrete de rezidire. Nu era mai bine pentru ei să lase poporul acesta dificil sclav? Ei fac ceva, dau decrete de refacere. Și aici este mâna lui Dumnezeu. Adică agenda Domnului se suprapune cu agenda. Iar împărații, în mod conștient sau din dorința de a face o politică a lor, se suprapun cu agenda divină. Studiem această, și mie mi-a plăcut întotdeauna asemenea profeții și asemenea calcule, chiar asemenea schițe. De ce? Și acum aș pune întrebarea. De ce este important ca fiecare om, dacă ar fi posibil fiecare om de pământul ăsta, să înțeleagă foarte bine această profeție a celor 70 de săptămâni și a celor 2300 de ani, 2300 de seri și dimineți? De ce e important să înțelegem atât de bine această profeție? Pentru că acest timp nu mai privește doar poporul iudeu. La anul 34 ei și-au pierdut rolul de popor privilegiat, popor ales. Evanghelia, odată cu intrarea lui Petru în casa lui Corneliu și a predicat pentru prima dată la neamuri, aceste profeții privesc lumea întreagă. Nu doar pe iudei, nu doar pe adventiști, ci pe toți locuitorii Pământului. Pentru că această perioadă profetică atât de lungă se termină la anul 1844 și intrăm în timpurile moderne, timpurile în care cunoștința va crește în armonie cu ceea ce spune profetul Daniel și înțelegerea profetică și importanța pe care oamenii o pot acorda acestor profeții face ca ei să recunoască planul lui Dumnezeu pentru viața lor și pentru lumea noastră și de aceea orice om trebuie să fie interesat și să cunoască aceste profeții pentru că îl ajută în pregătirea pentru ceea ce urmează, întâlnirea cu Iisus Hristos. Aici Nelu, aș vrea să mai precizez ceva. Anul 457 este confirmat de modul în care se înțelege istoria, decretele care au fost date. După aceea avem un argument foarte puternic pentru anul acesta în ceea ce privește împlinirea profețiilor legate de Domnul Hristos. Da? 27, 31, 34. Mai este un amănunt foarte interesant. Să ne gândim că a fost și decrete, un decret mai târziu. Daniel spune așa, dar să știi și să înțelegi, nu Daniel, Gabriel, că de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, vor trece, da? Și zice așa, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. Adică, vedeți, și permisiunea aceasta lui Artaxerxes nu a fost atât de clară încât ei să se bucure de toată libertatea, ci profeția din cartea lui Daniel se suprapune perfect cu descrierea de mai târziu din materialul pe care noi îl studiem trimestrul acesta. Estera, adică, piețele și gropile zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. Ori citim tocmai și studiem trimestrul acesta despre cât de greu a fost pentru ei să rezidească, pentru că aveau o poziție și permisiunea împăratului era, dar se trebuia citită foarte mult printre linii. Da. Ne întoarcem la ideea de chemare și ideea de alegere. Și Pavel are mai multe afirmații în scrierile sale, în epistole, vorbind de modul în care Dumnezeu cheamă și alege. Și acum întrebarea este, vorbește Biblia de o alegere arbitrară a lui Dumnezeu? Pe unii alege pentru mântuire și pe unii deja i-a pregătit și i-a sortit pierzării. Am putea vorbi aici de două alegeri, da, o alegere pentru mântuire și o alegere pentru o misiune specială. Cum vedeți lucrurile? A fost planul lui Dumnezeu anunțat în Ioan 3:16 ca toată lumea să poată fi mântuită prin jertfa Fiului Său. Iar Apostolul Pavel completează acest verset și spune că Dumnezeu i-a chemat pe oameni și i-a rânduit să fie asemenea Fiului Său. Aici nu este nicio excepție, toți oamenii sunt chemați. Aparent, în Epistola către Romani, la capitolul 9, se arată că Dumnezeu este suveran, dar în același timp se schimbă. Sau
de unul îi place, de altul nu îi place. Pe Iacov l-am iubit și pe Iacov sau l-am urât. În realitate, nu este vorba de un Dumnezeu capricios, ci este o exprimare în sensul că pe Iacov l-am ales pentru o misiune, pe Esau nu l-am ales, și în același timp, istoria ulterioară, pentru că spune i-am ales înainte de a se naște ei, istoria ulterioară, adică viața lor, demonstrează că Esau n-a prețuit să se încadreze în planul lui Dumnezeu, iar Iacob a prețuit și a dorit lucrul acesta. Și atunci alegerea este pe baza preștiinței lui Dumnezeu, nu pe baza obligației ca cei doi prunci să facă ceea ce a vrut Dumnezeu. Ei au fost liberi să aleagă și s-au ales să nu împlinească, să nu asculte, iar Iacob a ales în umilință și în liniștea căminului să se ocupe și să aprofundeze planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Iacov nu a fost mai bun ca Esau. Cum înțeleg eu această expresie? Este clar că Dumnezeu nu urăște omul. Dumnezeu urăște păcatul pe care îl face omul și alegerea pe care o face omul. Nu are nimic personal cu Esau. Numai că, de exemplu, Esau și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o ciorbă. Și asta arată cât prețuia el chemarea pe care, pentru că în funcție, nu era vorba de o avere, nu era vorba de o moștenire, ci era vorba de o chemare. Dumnezeu știa dinainte. Și Dumnezeu știa. Altceva, când Isaac îl ia deoparte pe Esau și spune, tinere, uite, din ce mi-a spus tata, când eu m-am căsătorit, mi-a spus, uite, și mai chiar a făcut precizarea asta specifică celui care a fost să aleagă pentru mine, nu-ți lua o fată dintre fetele celor care sunt idolatri, pentru că vei plânge, vei suferi. Și Esau nu a ascultat. Deci cu siguranță că Esau era mai inteligent, poate chiar mai pregătit pentru viață, ba chiar a avut mai multă avere decât a avut Iacov. Convingerea mea este asta, pentru că nu este ușor să ții 400 de ostași. Ca să ai armată pe vremea aia era foarte dificil. Dar chiar dacă Iacov poate nu era mai atât de bogat ca Esau, faptul că era alături de Domnul și că urma planurile lui Dumnezeu, asta era important. Unu. Și al doilea, Dumnezeu este totuși suveran. Este lucru care nouă nu ne convine. Dar dacă este suveran, nu înseamnă că el obligă. Maniera lui Dumnezeu în tot, și Biblia este o experiență care arată că Dumnezeu este cel care se sacrifică. Și oamenii care au fost oamenii lui au fost aceia care s-au sacrificat pentru binele societății. Deci asta ar însemna, Dumnezeu cheamă pe cine vrea, alege pe cine vrea. Iar Domnul Iisus Hristos, care este stăpânul Universului, arată modul în care se conduce. Dacă vrea cineva să conducă, să facă cum fac eu, să fie slujitor. Și a dat viața. Și când vorbește, de exemplu, bărbatului, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum? Cum a iubit Hristos biserica și a dat viața pentru ea. Deci nu maniera aceasta de dictator, nu maniera aceasta de poruncitor, ci maniera aceasta de serv. Ori asta a făcut Iacov. A fost servul Domnului. Aici, pe tema aceasta a chemării lui Dumnezeu, este foarte complexă. De ce? Pentru că până la urmă este o parte pe care noi nu o putem explica, nu o putem justifica, de ce pe unul da și de ce pe altul nu. Și, până la urmă, este o alegere prin har, da? Pe care Dumnezeu o face în bunătatea Lui. Pentru mine, văd în pilda lucrătorilor viei, văd o explicație un pic la chemarea lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu face tuturor chemarea la mântuire. Dar sunt elemente pe care eu astăzi nu le explic. Gândește-te că unul s-a născut într-o familie creștină și altul se naște într-o țară musulmană. Da? 100% islam. Da? Și atunci, șansa la mântuire o are și unul și celălalt. Și la urmă, Dumnezeu se va dovedi drept și într-un caz și în altul. Adică fiecare a avut posibilitatea lui. Și văd că cel care a venit de dimineață a primit și el un dinar, adică a avut și el răsplata lui. Dar Dumnezeu alege în bunăvoința lui, în dragostea lui, unora să le ofere ceva nemeritat. Și cel care vine și lucrează foarte puțin, primește și el același lucru. Și atunci, eu văd că există chemarea la mântuire, există chemarea la slujire, care se suprapune peste prima, dar există și chemări din astea în care Dumnezeu cheamă un împărat păgân și poate el nici nu va fi mântuit, dar a făcut un
lucru bun. Și văd în Apocalipsa ceva foarte frumos, care într-un fel explică tema asta. Zice că ei se vor război cu mielul, mielul va birui și împreună cu el vor birui și cei chemați, aleși și credincioși. Și eu văd aici că chemarea o face Dumnezeu, alegerea o face Dumnezeu, dar din partea noastră Dumnezeu așteaptă să fim credincioși chemării și alegerii Lui. Pentru că Domnul Hristos are două expresii, o expresie de două ori o spune. Mulți chemați, puțini aleși. Și ce face? Credincioșia. Dacă mai îmi permiți puțin, foarte scurt, răspunde foarte clar Scriptura aici. Și în sensul în care zicea, parțial sunt de acord cu Sergiu, în sensul că Dumnezeu alege prin har. Ce înseamnă că alege prin har? Și răspunde foarte bine Pavel. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Și vorbim concret. Israel, un popor de ciobani, un popor slab. De ce n-a ales egiptenii? De ce nu asirienii? De ce... Și mă rog, orice. Îl alege pe Iacov, care era mai mic. Îl alege pe David, care era... ultimul dintre, o alege pe Ellen White, care era și femeie, n-avea nici educație și era și bolnavă, în timp ce înainte fuseseră chemați doi pastori, foarte buni, și i-au refuzat. Deci avem un model, a modului în care, și aici înțeleg o alegere prin har. În același timp ce zice Sergiu, Dumnezeu alege, dincolo de modul nostru de înțelepciune, de modul nostru fals de înțelepciune, dându-ne, făcându-ne de râs, voi cine credeți că e bun, nu este. În acest registru aș vrea să mai insistăm puțin pe modul în care răspunde cel care este chemat. Dar Dumnezeu cheamă la mântuire și la misiuni speciale, așa cum ați amintit voi până acum. Însă realitatea este că uneori chemarea nu-și atinge obiectivul. Aici. Da, vezi, evrei, vezi, Saul, evrei au fost lepădați, ei chemați ca să fie popor ales. La anul 34, Saul chemat ca împărat și ajunge să piară într-o... Care crezi că este, ar fi secretul reușitei ca cineva chemat să se și înscrie în planul lui Dumnezeu și să facă ceea ce Dumnezeu îl cheamă să facă în cadrul planului? Îmi place un text al Apostolului Petru care spune că trebuie să întărim chemarea și alegerea noastră. Dumnezeu ne cheamă. Noi avem libertatea să acceptăm sau să respingem această chemare. Dacă o respingem, cum a făcut Saul, atunci Dumnezeu ne respectă ceea ce am ales și ieșim din planul lui Dumnezeu. Dar dacă, în ciuda, avem în studiu exemplul lui Moise, în ciuda faptului că și-a văzut limitele și a fost pe punctul să spună, alege pe altcineva, eu nu pot să fac lucrul acesta. În cele din urmă, Moise acceptă și Dumnezeu îi dă tot ajutorul ca să devină un bun lider prin faptul că a acceptat. Deci acceptarea, pe de o parte, este posibilitatea oferită lui Dumnezeu ca să ne califice. Se spune că Dumnezeu nu alege pe cei calificați, ci îi califică pe cei pe care i-a ales, dacă ei acceptă chemarea. Deci responsabilitatea noastră este să acceptăm chemarea și, în ghilimele, responsabilitatea lui Dumnezeu este să ne califice, să ne dea acele atribute, acei talanți de care avem nevoie pentru a aduce la îndeplinire chemarea pe care am acceptat-o. Acum, lecțiunea vorbește foarte frumos despre Moise. Este interesant că, și aici în contextul alegerilor, dacă punem, Moise se autocontestă, cred că de vreo 6 ori. Imaginați-vă că e chemat cineva la slujire, spune nu, da? Comitetul de numiri se roagă și iar îl propune, și iar îl cheamă, și iar îl cheamă, da? Vedem aici că Moise aduce niște argumente pe care de multe ori le aducem și noi. 1. Cine sunt eu? Da, eu nu sunt nimic, da, sau eu sunt nu prea sunt mare, potrivit, sau eu sunt prea bun pentru slujba asta, da? 2. Doamne, cine ești tu? Ce să le spun despre tine? Și aici văd argumentul ăsta, nu cunosc. Nu am argumentul 3 pe care îl aduce Moise, la cine mă duc? Ce vor zice ei? Și avea o gândire negativă despre cei pe care urma să-i slujească. Sunt răi. Da, nu mă vor accepta. Nu mă vor accepta.
După aceea, defecte fizice, da? Eu nu pot să vorbesc, adică dacă sunt afon, nu pot să mă pui dirijor. Și ultimul argument, trimite pe altcineva. Mie ce mi se pare foarte interesant, care argumentul la care Dumnezeu își ia cel mai mult timp ca să răspundă? Este argumentul 2, cine ești tu, Doamne? Nu am informații. Și atunci Dumnezeu la asta îi face marea descoperire din Exodul, eu sunt cel ce sunt. Și astăzi eu consider că în alegeri trebuie să avem curajul să insistăm la anumiți oameni pe care îi vedem cu talent și cu dăruire pentru un anumit lucru. Din păcate, uneori vedem că se renunță prea ușor la anumiți oameni. Și mergem cu persoane care nu au nici profilul, nici. Vis-a-vis de Moise, vi se pare potrivit, vi se pare normal ca un om să pună întrebări lui Dumnezeu? Spune-i tu de... Ba, din contră, Dumnezeu iubește asta. Cum ați eticheta asta? Falsă modestie sau, fuga de responsabilitate? Sau e normal ca un om chemat să pună întrebări lui Dumnezeu, să obțină mai multe informații? Eu cred că Dumnezeu apreciază și arată cât este El de modest, cât El... Moise nu vrea să-L jignească pe Dumnezeu, ci îi spune efectiv, Doamne, eu nu sunt pregătit pentru lucrarea aceasta. Nu vezi că eu nu vorbesc bine? Nu vezi că eu am făcut niște lucruri care... Eu nu pot face lucrul acesta. Unu. Și al doilea, Dumnezeu tocmai asta dorește. Îl vedem cum vorbește cu Iov. Și apoi, deși este aspru cu Iov, spune, cine îmi pune întrebările acestea? Și le spune, voi n-ați vorbit ca robul meu Iov. Și îl pune pe Iov să aducă pe ceilalți. Pentru ceilalți jertfe. Iov care pune niște întrebări neplăcute, cum foarte ziceai. Ce spune de aici? Că Dumnezeu dorește ca în mod deschis să vorbim cu El, să-i spunem nelămurile noastre, să-i spunem, Doamne, uite, eu nu mă pricep, Doamne, eu am câteva lucruri pe care nu le înțeleg, dar să mergem la El. De ce este lucrul acesta? De ce procedează Dumnezeu așa? Este un text foarte tare în Zaharia 4:6 și vreau să citesc, pentru că este înainte de a prezenta în cartea Profeți și Regi, înainte de a vorbi despre Zorobabel, despre Neemia și despre Ezra, există un capitol care se numește Nici prin putere, nici prin tărie. Și a sfătui pe cei care doresc să se aprofundeze să citească acest capitol, care are în centru două texte. Zaharia 4:6. Lucrarea aceasta se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștilor, aici este Jehova Tsebaot. Adică cel mai tare general, arma cea mai puternică, laserul cel mai puternic, tancul cel mai puternic, racheta cea mai puternică, care este? Duhul meu. Schimbarea de paradigmă. Și vreau să citesc Isaia 30:15-16. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântul lui Israel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. În seninătate și încredere va fi tăria voastră. Dar nu se termină aici. Dar n-ați voit, ci ați zis, nu, ci vom fugi pe cai, de aceea veți și fugi. Deci tăria omului față în față cu tăria lui Dumnezeu. Acum eu aici, ca să văd un pic și partea cealaltă a acelui așa adevăr, eu văd că ultima dată Domnul s-a mâniat pe Moise. Înțeleg că în ocaziile precedente erau elemente pertinente și Dumnezeu îi dă un răspuns. Însă, eu văd și partea cealaltă a chemării, și anume Ezra, Neemia, oamenii aceștia s-au oferit voluntar. Oamenii ăștia chiar au venit din inițiativă proprie, deși lucrase Duhul lui Dumnezeu la inima lor. Și atunci eu aș mai adăuga încă un element legat de chemare și este un element care apare mult mai direct în Noul Testament. Dacă vrea cineva să fie prezbiter, vrea un lucru bun. Noi am cultivat uneori și am stimulat o falsă umilință, da? Adică sunt unele persoane care înainte de alegeri spun eu nu sunt bun, eu nu vreau, eu nu pot, eu nu doresc, da? Și atunci gândul este ăsta, pe ăsta îl punem că el nu vrea. Pe de o parte, sunt la unii, trebuie să insiști, dar pe de altă parte, ar trebui să apreciem oamenii care cu umilință își cunosc locul, da? Și spun, uite, eu aș sluji cu bucurie în zona aceasta. Pentru că eu văd
Chemarea lui Dumnezeu este un act supranatural, dar chemarea lui Dumnezeu este recunoscută de ceilalți și în al treilea rând se suprapune și pe o bucurie a omului de a face lucrul acela. Da. Am ajuns la capătul studiului nostru. Am descoperit în studiul acesta că Dumnezeu este interesat să colaboreze cu noi. Dumnezeu ne-a chemat pe toți pentru a ne mântui, pentru a ne salva, pentru a ne scăpa de păcat și pentru a ne oferi viața veșnică. Și Dumnezeu cheamă oameni potriviți pentru momente potrivite, pentru evenimente potrivite și pe acești oameni îi capacitează, le dă daruri, le oferă tot ansamblul de forță, de putere ca să împlinească planul lui Dumnezeu. Ceea ce a strălucit în studiul acesta a fost și nevoia noastră de a înțelege că Dumnezeu conduce istoria și atunci când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva, este numai drept și normal să spunem, da, Doamne, sunt aici, folosește-mă, folosește-te de mine și dă-mi putere să înțeleg planul Tău. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit, mulțumesc și invitațiilor de platou pentru modul în care am participat împreună la studiul acesta. Până data viitoare, vă spunem la revedere și numai bine!